Hei, salutare tuturor! Bun venit la a doua sesiune. Sunt Cristian Dinu și sunt aici să vă ajut să înțelegeți mai bine informatica. Până se mai strânge lumea, aș vrea să începem cu câteva lucruri administrative, ca de obicei. Vreau să vă spun că această sesiune cel mai probabil va fi înregistrată, adică sigur este înregistrată și va fi ținută vreme de 2 săptămâni pe Twitch, pentru cei care n-au putut să o vadă sau doresc să revadă anumite secvențe să o revadă. Vreau de asemenea să vă mulțumesc foarte mult pentru nivelul de implicare și de participare. Adică sunt deja 49 de followers. Deja de la 50 o să pot să câștig niște drepturi suplimentare pe Twitch care să mă lase să vă dau anumite statusuri celor care participați foarte bine. Adică mi-au spus să poți să dai statusuri VIP participanților tăi la chat dacă îndeplinești anumite condiții și una dintre condiții este să fie măcar 50 și sunt absolut sigur că astăzi vor fi 50. Vă mulțumesc de asemenea că ați început să puneți deja întrebări. Adică asta mă face să fiu ceva mai liniștit. Mă pregătisem și eu cu câteva. Aveam aici o listă. Și înainte să încep să vă răspund la întrebări, aș vrea să lămurim două lucruri care au rămas un pic în aer de data trecută. În primul rând era vorba de... mi-a spus și aveați dreptate că atunci când am arătat mini-calculatoarele cele foarte, foarte mici, eram pe un ecran mic și cu iPad-ul în față, așa că pot să vi le arăt din nou acum mari. El este un circuit, de fapt un circuit, microcontroller se numește, cum ziceam, este un calculator specializat. Avantajul lui este că, odată pornit, arată foarte spectaculos și este făcut în așa fel încât să poată fi cusut în haine. Are, cred că, destul de mulți senzori. E unul dintre proiectele pe care vreau să le fac este să leg cumva la un computer mai mare și să pulseze atunci când am vreo notificare care mă interesează, evident. Cel mai mic dintre toate este un Arduino Nano, cred că se numește. Și el este, poate fi programat. Vreau pe el l-am cumpărat pentru că vreau să fac un mic proiect în care să plantele să ceară de băut. Se întâmplă, am câteva ghivece pe pervaz și mai ud din când în când să le ud. Și acest mic dispozitiv poate fi programat împreună cu un senzor de umiditate să înceapă să facă sunete sau să trimită diverse notificări atunci când când nu este umiditate suficientă. Mi-a scris cineva pe WhatsApp că stream is down. Aș vrea să verific asta înainte să continui, pentru că evident este esențial să fie stream up. Așa că pauză 30 de secunde să verific. Revin cât se poate de repede.
Da, am revenit, sper. Înțeleg că totuși problemele la o parte dintre voi sunt persistă. Avantajul conexiunii 5G, 5G este că merge foarte repede. Dezavantajul este pare să că merge foarte instabil. Ok, continui și sper să nu mai fi întreruperi. Am resetat routerul, ca orice software developer adevărat. M-am dus și am repornit lucrurile sperând că o să pornească de la sine după. Ok, vorbeam de calculatoare, mai vreau să tot așa până mai vin oameni. O parte m-am uitat data trecută, se strâng cam pe la și 5, pe la și 10, dar voi începe întotdeauna la timp. Vreau să trecem prin știrea zilei pentru mine, mă rog, a săptămânii, deja nu mai este de astăzi. Vă povesteam data trecută că avem calculatoare peste tot, adică în mașină, în cântare, în cuptor, în ceas, pe unde or fi ele sunt calculatoare. Ei, de săptămâna trecută încoace avem o nouă companie care vrea să ne pună calculatoarele în locuri mult mai mai neconvenționale, mă refer în cap, în creier. Este vorba despre compania Neuralink, aș vrea să... care tocmai ce ne-a arătat, nu un cyber om, ci un cyber porc. Imaginea pe care o vedeți aici este una cu totul specială, pentru că în spatele acesteia se află, de fapt, o realizare tehnologică care s-ar putea să schimbe un pic viitorul, așa cum îl știm noi. Vorbeam astăzi cu cineva, inclusiv din punct de vedere legal, nu numai din punct de vedere tehnologic. Este vorba despre un chip, acesta. E de fapt un mini-computer care se implantează undeva, înțeleg că sub craniu, și care are niște firișoare foarte, foarte mici care ajung la neuroni undeva. Deocamdată au încercat doar cu animale, dar... Cum ziceam data trecută, se poate programa, cineva a scris programele pentru asta, cineva va scrie programe pentru astfel de computere. Va fi foarte, foarte interesant. Și ce mi s-a părut de fapt cel mai surprinzător este nu numai că un astfel de dispozitiv poate să citească, adică să din creier, ci și poate să trimită niște semnale. Adică glumeam astăzi cu cineva că dacă este roșu la semafor, nu te mai lasă să mergi. Evident, e un exemplu extrem și sunt sigur că de fapt sunt mult, mult mai multe avantaje decât dezavantaje la o astfel de descoperire, dar la fel ca orice altă descoperire trebuie privită din toate aspectele, inclusiv nu numai tehnologic, pentru că tehnologic este o realizare extraordinară, ci și din punct de vedere etic, filozofic și așa mai departe. Adică ce mai înseamnă că ai vrut tu să faci dacă ai un astfel de chip ceva, dacă ai un astfel de chip. Ok. Voi trece un pic în revistă întrebările care sunt deja puse pe Twitch. Sper să am în continuare acces la chat. La... Ok. Mai întâi trebuie să mă întorc și să punem deocamdată doar fața. Și o să încep în ordinea întrebărilor așa cum au fost pusă. Deci prima întrebare este una ceva mai lungă, dar... O să o pun și pe ecran ca să... Opa! Ce n-am testat apropo de... este că ar fi trebuit să-și învăț să dau niște enter-uri. Deci avem o întrebare de la Marius326X. Întrebarea este următoarea. Deci a fost necesară o evoluție sau nu a limbajelor de programare de la C la C++ și la C Sharp, la Python, Java și așa mai departe?
Și are impresia că se leagă, corect, ele se leagă și de ce este important să cunoaștem C++ sau nu este. Ok, aș începe chiar cu prima parte, adică, ia să mă dau așa, în așa fel încât să mă și vedeți. Deci, prima parte a întrebării este de ce este necesară o evoluție, adică de ce limbajele de programare evoluează. Și răspunsurile sunt mai multe aici. Aș începe cu a spune că, de fapt, la fel ca și sistemele biologice, și limbajele de programare evoluează nu numai unul după altul, ci sunt și ramuri. Și aici aș vrea să trec înapoi și să și desenez un pic. Celebrul iPad. O să încerc să mă țin sub text și sub întrebare. Și deci la început, calculatoarele au fost niște mașinării mecanice. Și mașinările mecanice, nu știu, a trebuit să desenez niște roți dințate, pentru că au fost roți dințate. Asta este noi o floricică, ci o roată dințată, ca la ceas, să zicem. Pe la 1800 și ceva, 1849. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat extraordinar a fost că pe la 1940 și 1930, 1940, chiar spre 1950, oamenii și-au dat seama, dacă în loc să folosim rotițe, folosim curent electric, atunci este mult, mult mai rapid. Și așa este. Adică și-au dat seama că se poate face lucrul ăsta și au început să construiască calculatoare electronice. Calculatorul electronic are ca principiu de funcționare faptul că are doar două stări posibile. Adică la fel ca lumina de aici, adică este stinsă sau aprinsă. Nu există, adică dacă vreți să mergeți la un nivel foarte, foarte mic, astea sunt cele două stări. Adică este pornit și oprit. Adică și asta, dacă ar avea o reprezentare numerică, ar fi 0 și 1 și cam atât. Adică nu există 2, nu există mai pornit sau mai puțin oprit. Sau... Deci este 0 și 1. Și aici este de fapt și motivul pentru care primele limbaje de programare erau pur și simplu. Oamenii trebuiau să scrie... Ok, deci această întrerupătură este pornit, ăsta la altul este oprit, aici este pornit și aici este oprit și aici vedeți că scriu un șir de numere cu 0 și 1, de întrerupătoare care sunt pornite și oprite. Și așa funcționau primele calculatoare. Și asta s-ar putea să-l tot vedeți prin diverse filme despre calculatoare, despre IT și așa mai departe. 0, 1, 0, 1, 0, 1 și așa mai departe. Deci se cheamă un sistem de numerotație binar și sistemul de numerotație binar este de fapt ce este și acum la baza calculatoarelor. În schimb, pe măsură ce s-au dezvoltat, oamenii au început să... și calculatoarele au devenit din ce în ce mai puternice. La început erau mari niște frigidere. Adică dacă vă amintiți, ca să aveți o reprezentare, cum arătau televizoarele acum 30 de ani, sau 20 de ani, sau 15 ani, pentru cei care sunteți născuți mult mai de curând față de mine, sau cum arătau telefoanele. Adică prima oară când am văzut un telefon care se putea ține în mână, am fost foarte surprins că ia uite, poți să ai un telefon care se ține în mână și acum ceasurile de la mână sunt și telefoane și au și acces la internet și așa mai departe. Deci se miniaturizează din motivul de dezvoltare a tehnologiei. Deci acesta a fost primul limbaj de programare. Apoi au spus, măi, dar oare am putea să grupăm cifrele astea în așa fel încât totuși să înțelegem ceva? Pentru că vă dați seama, e foarte, foarte greu și să descoperi erori. Și l-au grupat într-un limbaj care se cheamă limbaj de asamblare. Și au spus, ok, uite, și ăsta avea câteva operații și nu era foarte, foarte aproape de 0 și 1 și 0 și 1, dar avea totuși niște operații pe care oamenii le puteau înțelege. Și spunea, ok, adaug 3 la... într-un loc și calculatorul zicea, ok, păi adaugă este de fapt partea asta și 3 este partea cealaltă. E un răspuns mai pe larg pentru că s-ar putea să vă folosească și data și mai multe părți. Și apoi, la un moment dat, o distinsă doamnă a calculatoarelor, Lee Hopper, sper că nu greșesc numele, a venit cu ideea, măi, da, am putea oare să facem o convenție despre cum să scriem noi programele, adică cum să-i dăm instrucțiunile calculatorului, de ce să facă, ce să adune, când, ce operații să facă, în așa fel încât să le putem totuși transforma, chiar și cu o anumită pierdere de performanță în ăsta.
Și atunci s-a născut limbajele de programare, cred că primul a fost Fortran, dar din aceeași familie face parte și, și limbajul de programare C. C ca limbaj de programare. Ca să, pentru cei care nu sunteți familiarizați cu termenii, un limbaj de programare este o modalitate de a scrie instrucțiuni care sunt adresate unui computer, care computer înțelege doar 010101, într-un limbaj care totuși să ne fie mai familiar nou. Și aici o să vedeți că zicem, avem deja instrucțiuni care seamănă a limbaj uman. Adică îi spunem cât timp, while, în engleză înseamnă cât timp, o variabilă, să zicem, o variabilă este o valoare, este mai mică decât 10, atunci fă ceva. Și limbajul C, de fapt, este o convenție prin care putem să scriem. El, folosindu-se de anumite alte programe, este transformat în limbaj de asamblare, care limbajul de asamblare poate să fie transformat ușor și executat de către computer așa. Limbajul C a fost, de fapt, o revoluție foarte, foarte mare și a apărut în 1970, deci acum 50 de ani. În calculatoare asta înseamnă epoca dinozaurilor, e așa un fel de mezozoic al calculatoarelor. De fapt, a făcut ca oamenii normali să poată să scrie un cod bun fără să trebuiască să învețe toate minunile astea de aici. Adică i-a făcut ca oamenii să poată să-și exprime problemele într-un limbaj care le este familiar. Seamănă foarte mult cu... Este un fel de limbă engleză mult mai structurată. Și le-a permis, cum ziceam, să rezolve probleme mult mai complexe. Adică pe măsură ce partea de hardware, computerele, cum v-am povestit data trecută ce este hardware, computerele în sine erau din ce în ce mai puternice și limbajele de programare au putut să evolueze și ele. Adică C este, de urmare, e destul de apropiat de mașină în continuare. Apropo, când o să spun cuvântul mașină, nu mă refer la automobil, mă refer la mașini de calcul. Adică computerele, cum vă spuneam, sunt niște mașini care au niște date de intrare, le procesează și le dau niște rezultate, niște date de ieșire. Și C este foarte bun, este un limbaj care se cheamă imperativ. Înseamnă că îi spui calculatorului, ok, acum citește de la tastatură ceva. Apoi cu ce ai citit de la tastatură, adună 7 și salvează-l în memorie. Apoi, după ce l-ai salvat din memorie, du-te și mai citește alt număr. Și apoi du-te și conectează de la rețea și așa mai departe. Deci asta se cheamă imperativ ca limbaj de programare. Numai că pe măsură ce sistemele deveneau din ce în ce mai complexe, era din ce în ce mai greu să faci să menții software-ul. Adică îl scrii odată și gândiți-vă că sunt că ar trebui să folosiți doar 800 de cuvinte din limba română. Și apoi ar trebui să, adică, și ar trebui să scrieți romane. Ar fi foarte, foarte greu. Drept urmare, ați încerca să găsiți un nou nivel și care să reprezinte mult mai bine problema pe care o aveți de exprimat. Și lumea noastră este formată din obiecte, din, de exemplu, un controller de Xbox și un alt controller de Xbox. Deci, practic, astea două sunt două lucruri diferite, dar au foarte multe lucruri în comun. Adică amândouă știu să se conecteze la Xbox, evident. Amândouă știu să folosească joystick-urile, dar evident sunt două obiecte. Unul este gri, celălalt este negru. Cam așa arată viața și cam așa arată lumea noastră. Și drept urmare a apărut nevoia. Aș zice nu. Deci, ideea a apărut. Hai să încercăm să exprimăm codul și sub forma... sub această formă. Și a apărut un concept numit programare orientată pe obiecte, adică object-oriented programming. N-a apărut din C, a apărut într-un limbaj care se chema, n-am uitat, dar apoi a evoluat într-un alt limbaj care s-a chemat Smalltalk. Și în sfârșit, inspirându-se din Smalltalk și din succesul pe care l-a avut C, atunci s-a născut limbajul C++. Și
Și limbajul C++ este, de fapt, iarăși o super evoluție. Poate nu la fel de mare ca cea dintre limbajele de nivel de asamblare și limbajul de programare C. Este o extindere a limbajului C. Este ca și cum ar ați adăugat la limba română adverbe, de exemplu. Să poți să spui, în loc de mergeam, mergeam repede. Super! Adică, practic, a extins limbajul C, de asta a și păstrat numele C, cu l-a extins, adică a mai adăugat niște lucruri, și lucrurile pe care i-a adăugat sunt legate de programare orientată pe obiecte. Adică C++ o să vedem că are nivel de ideea de clase, de instanțe ale unei clase, adică dacă ar fi în C++, când programăm, veți vedea, definim obiectul controller, o clasă numită controller, din care spun, uite, știi, am două instanțe, adică două obiecte care fac parte din această clasă. Am controllerul 1 și controllerul 2 și controllerul 1 și controllerul 2 împart niște funcționalități, dar unul este alb și altul este negru. Și lucrurile astea sunt foarte, foarte folositoare. Adică gândiți-vă aici, de exemplu, ce vedeți, sunt niște butoane pe care poți să le apăs. Adică ele au diverse funcții, dar până la urmă au și foarte multe lucruri în comun. Adică știu să asculte dacă apăs eu, adică dacă apăs știu să interacționeze, să se coloreze. Atunci când apăs știu să trimit o anumită acțiune, știu să se afișeze, adică este foarte multă, se numește logică de programare acolo. Și asta a fost lucru pe care l-a adus C++. Deci el a fost prin anii 70, prin anii 60, să zicem, anii 50. Cred că C++ a fost prin anii 80. N-am datele precise, dar pe acolo. Și a fost o modă foarte, foarte mare și el care persistă în continuare, nu e o modă, de fapt. A fost o dezvoltare foarte importantă de la C la C++. Ei, la un moment dat, cei de la o companie care nu mai există acum, se chema Sun, au zis, C++ este foarte bun, dar are totuși niște probleme care fac pe programatori să nu fie foarte productivi. Și s-a uitat la C++, la ideile bune pe care le are, adică programare orientată pe obiecte, un pic de sintaxă. Sintaxă înseamnă care sunt simbolurile și cuvintele folosite. Și au zis, hai să facem ceva mai bun. Și au creat un limbaj de programare care se numește Java. I-au găsit greu un nume și denumirea lui a venit de la cafea, pentru că programatorii beau foarte multă cafea. Și Java este o insulă de unde vine cafea de calitate foarte bună. La fel ca putea să cheme Etiopia, de exemplu, sau Columbia, dar s-a chemat Java. Este o insulă. Și Java împarte foarte multe dintre ideile lui C++, numai că îl simplifică puțin și adaugă niște alte funcționalități. Ce era, de fapt, total nou pentru Java când a apărut în anii 90, plus, 90 plus, a fost că, spre deosebire de toate celelalte limbaje de programare de până atunci, care de fapt scrieai același cod și spuneai, ok, codul meu îl pun în această mașinărie de software de ronțăit, adică orice fel de cod de scris, adică programe, le scriem în C++, care sunt transformate în C, care este transformat în limbaj de asamblare, care este transformat în limbaj de, se cheamă cod mașină, ăsta 01001. Și pentru fiecare tip de calculator cam trebuia să faci treaba asta odată. Adică cineva care avea Windows trebuia să aibă procesul ăsta se cheamă compilare. Trebuia să urmeze procesul pentru Windows și obținea un program pe care îl executa pe Windows. Pentru cineva care avea Mac, la fel. Pentru cineva care trebuia să scrie software pentru un server, încă o dată și încă o dată. Și ajungeai să trebuiască să repezi procesul până când nu mai știi de tine. Și Java ce a făcut, a inventat nu numai un limbaj de programare, ci a venit și cu ideea de, se cheamă mașină virtuală, virtual machine. Și eu am spus, da, n-am putea oare, de că cineva de la ei s-a gândit, în loc să facem tot procesul ăsta pentru toate tipurile de calculatoare, n-ar trebui să facem, de fapt, o mașină virtuală și, de fapt, cu un limbaj al ei și toate cele. Și de fapt ce a făcut Java foarte important, a adus lumii
ideea de virtual machine, mașină virtuală. Și a luat și ideile bune de la C++ și, drept urmare, a explodat ca popularitate pentru că era atât de bun, mai ales de fapt că prețul pe care îl plătește având o mașină nu reală, ci simulată, a devenit din ce în ce mai mic, pentru că calculatoarele sunt din ce în ce mai repede și, de fapt, aceste mașini virtuale sunt din ce în ce mai rapide la rândul lor. Deci, așa s-a născut Java. Microsoft, fiind foarte gelos pe Java, că ia uite ce succes are și avem și noi ecosistemul nostru, a zis, putem și noi să facem ceva care să fie la fel de bun ca Java sau mai bun decât Java și să funcționeze foarte bine pe ecosistemul nostru, adică în Windows, cu Office, cu ce are Microsoft ca precum companie, deci cum să zic. Și au zis, da, ia uite, hai să facem ceva similar. Și au făcut o mașină virtuală și ei, numită .NET. Era foarte la modă, era prin anii 90 și 2000, când internetul începea să fie foarte, foarte popular. Și au inventat o astfel de mașină, care a devenit între timp, acum este foarte bună, s-ar putea să tot întâlniți că ideea de peste tot cu .NET, nu ideea, cuvântul .NET, și nu neapărat în domenii, adică s-ar putea să, dacă aveți Windows, să vă lipsească DLL-uri cu .NET sau să trebuiască să instalați .NET Framework sau să faceți diverse, puteți să știți că de aici vine. Este, de fapt, mașina virtuală lui Microsoft. Ce au făcut în ultimii ani foarte, foarte fain este că nu rulează numai pe Windows, cum făcea înainte. Poți să o rulezi și pe Linux, și pe Mac, și pe unde vrei tu, și este genial, pentru că este foarte rapidă, foarte bună și este și open source, adică oricine poate să o folosească gratis. Ok. Pentru această mașină virtuală, adică un calculator simulat în interiorul unui calculator, am inventat și limbajul C-Sharp, i-au spus. Și o să-l scriu un pic diferit. Adică mi-a plăcut când am văzut că se cheamă așa, pentru că are legătură și și cu C++ și cu muzica și cu... Deci este un plus și un alt plus. Adică pur și simplu scrii de două ori. Scrii plusurile altfel. C-Sharp, așa se citește, nu C-Diez sau nu C-Hashtag, ci C-Sharp îi spun. Este o notă muzicală, dar de fapt este un joc de cuvinte de la C++, dacă vreți. Este o evoluție a lui C++, care ia toate ideile de la Java, deci este... N-aș zice că este... Am pus mult prea repede săgeata. Nu este o evoluție a lui C++, este un alt limbaj de programare care seamănă destul de mult cu C++, dar... Nu neapărat au și cod genetic împreună, adică au niște, sunt de fapt veri de gradul 4 sau mă rog, deci nu sunt așa cum este C cu C++, adică C++ sunt foarte apropiate, C++ cu C-Sharp nu. Ok, era ceasul meu, zicea că nu prea înțelege. Deci asta este de fapt o suită de limbaje care de fapt ce au în comun este că toate sunt transformate în ceea ce se numește cod mașini. Astea 0100101. Adică toate, practic, odată ce ai scris instrucțiunile, mi le dai acelui program numit calculator, apeși pe butonul că build sau compilează, asta în funcție de program, se numește într-un fel sau altul, și rezultatul lor este cod mașini. Și astea se numesc limbaje de programare compilate. Cineva care, frustrat fiind de faptul că sunt destul de debrigide aceste limbaje, pentru că până la urmă trebuie să ajungă să fie transformate unul la unul cod mașină, s-a gândit, oare putem să îmbunătățim asta? Dacă avem într-o parte limbajele de programare care se compilează, adică care ajung între cod mașină, deci C, C++, aș pune și Java și C#, cu toate că Java și C#, cum ziceam, ajung într-o mașină virtuală. Deci, mai există o altă categorie de limbaje, care, de fapt, în loc să fie luate toate instrucțiunile la oaltă și puse împreună și într-un program care se cheamă executabil de cod mașină, sunt citite una câte una. Adică, cum ziceam, citește un număr. Apoi, deci astea vă dau un exemplu de instrucțiuni cum ar putea să arate. Adună
5. Dacă este mai mic decât 10, atunci spune, ești prea tânăr ca să poți să participi. Să zicem că este un sistem care îi lasă pe oameni să intre sau nu la un roller coaster. Ok. Am mai primit un mesaj că tot pică. Să-mi spuneți, vă rog, și pe ce dacă pică. Chatul se pare că rămâne totuși conectat, chiar dacă stream-ul nu funcționează foarte bine, pare să. Ok. Deci, limbajele de programare fie au toate instrucțiunile puse la comun, fie sunt citite linie cu linie și executate linie cu linie. Și din această categorie, de fapt, în primul rând, aș vrea să spun cum se numește, deci ele sunt compilate. Prin compilare înseamnă că, la fel ca și în limba română, sper că există verbul a compila, înseamnă că iei mai multe lucruri și faci un obiect nou pe care îl ții ca atare. Deci asta înseamnă. Deci înseamnă că ele ajung în 010101. Mai există o categorie de limbaje de programare care au nevoie de un fel de casă, un fel de cadru în care să fie executate, pentru că există un alt program care se numește interpretor. Care interpretor are ca principală misiune să citească instrucțiunile una câte una și să le execute. Și avantajul, evident, nu mai trebuie să mai stai să consumi timp la compilare, nu mai trebuie să știi de la început toate informațiile ca să poți să transformi codul mașină. Deci ca plusuri este că sunt ceva mai relaxate limbajele astea. Respectiv, e mai ușor de dezvoltat în ele. Mai ușor de scris programe. Un alt avantaj de multe ori este că pot să fie și mai sigure. Pentru că, de fapt, poți să construiești un perete foarte puternic care să izoleze aceste limbaje care execută de calculatorul pe care îl folosești, în așa fel încât să nu aibă acces la datele tale personale. Ceea ce este ceva mai greu de făcut aici. Și de asta, acesta este motivul pentru care foarte multe dintre limbajele de programare cele mai populare de astăzi sunt interpretate. Și aici o să încep cu celebul, nu știu dacă se și vede, am un JavaScript aici. Este unul dintre limbajele de programare cele mai folosite. De fapt, este cel mai folosit limbaj din momentul actual. Se cheamă JavaScript. N-are legătură cu Java, decât că la un moment dat au gândit să-i găsească un nume simpatic și i-au spus, este ca Java, dar îi zicem JavaScript. Din acest motiv o să auziți din ce în ce mai puțin JavaScript și o să se cheme JS. Tocmai pentru că nu are nicio legătură cu JavaScript. Un altul este Python. Dacă vă plac jocurile și vreți să le programați, mai este un limbaj care se cheamă Lua, cu care puteți să programați în Roblox. Și cred că StarCraft sau nu știu, în genul ăsta de jocuri, n-am apucat să programez acolo, m-am jucat puțin cu Minecraft. Deci, sper că Marius 326 ți-am răspuns, adică n-a fost neapărat o evoluție de la unul mai bun decât altul, mai bun decât altul, mai bun decât altul. Este, de fapt, și la ce le folosești. Pentru că, întorcându-ne, de fapt, la această poveste, este dacă ai sisteme care au resurse foarte, foarte puține, cum ar fi astea mici, pe astea le programezi în C. Pentru că C este, nu se mai arăt în ecranul mic, C este un limbaj care este foarte rapid, este foarte aproape de nivelul de asamblare. Dacă ai nevoie să scrii un browser nou, de exemplu, dacă vrei să creezi un concurent al lui Chrome, atunci scrii în C++, pentru că C++ te lasă să gândești altfel. Sau, respectiv, mai nou, într-un alt limbaj care este foarte nou la modă, se cheamă Rust. Este făcut de cei care au făcut browserul Firefox. Și dacă ai de scris software care trebuie să se execute bine și sigur, tocmai pentru că este protejat de
de sisteme foarte mature și ești în zona de corporații, întreprinderi mari, atunci fie folosești Java, fie C Sharp. Dacă vrei să dezvolți programe pentru web, atunci trebuie să folosești JavaScript. Dacă vrei să folosești, să faci știința de analize numerice, se mai cheamă data science, atunci folosești Python ca limbaj de programare, pentru că acolo poți să experimentezi foarte ușor, ai deja programe scrise. Deci, n-aș spune că un program este de limbaj de programare este mai bun decât al limbaj de programare sau mai evoluat. Ele au apărut, evident, în diverse ipostaze ale calculatoarelor. Dar, ca principală idee, îți alegi limbajul în funcție de ce ai nevoie. Și ca să răspund și la întrebarea de ce este important să cunoaște C++, o să încep cu adevărul. Pentru că Ministerul Educației din România a hotărât că C++ este limbajul de programare folosit, învățat în liceele din România. Asta probabil a fost o decizie din anii 2005-2006. Ultima oară programa de informatică din România am văzut că a fost actualizat în 2008, ceea ce din nou, dar poate nu este chiar paleozoic, mezozoic, dar sigur este ultima epocă glaciară din punct de vedere al calculatoarelor. Deci, între timp, alte programe alte limbaje de programare au devenit mult mai populare și mai ușor de învățat. Adică acum aș fi preferat, de exemplu, să fie Python sau JavaScript, dacă ar fi fost să decid eu. Dacă vă încălzește cu ceva, și elevii din Italia tot C++ în față sau Pascal. Poate nu, dar am fost și surprins și fericit să aflu că nu suntem singuri. Dar asta la capitolul dezavantaje este că e greu de învățat, poate un pic mai greu de învățat, nu foarte, adică dacă îl învățăm împreună nu o să fie foarte greu, pentru că voi încerca să vi-l explic pas cu pas. Evident că sunt mai mulți pași față de alte limbaje. Pe de altă parte, dacă înțelegeți C++, vedeți că este pus destul de deasupra, dacă vreți. Veți putea să programați foarte ușor și în C-Sharp, și în Java, și în JavaScript, pentru că principiile sunt aceleași, evident. Respectiv, vă puteți muta și în C. Deci, ca să parafrazez analiștii politici, are o poziție geostrategică deosebită. În sensul că, având cunoștință de C++, veți putea să explorați toate... foarte multe dintre meseriile, nu mai din meseriile, foarte multe din conceptele informatice. Ok. Deci eu mă gândeam că de fapt este ca și cum aș învăța să conduc pe o mașină de Formula 1, nu știu dacă ați văzut cum arată un volan acolo, dar ok, se poate. Adică poți să înveți să conduci și pe mașină de Formula 1 și avantajul este că dacă ai învățat să conduci pe mașină de Formula 1, atunci e bine. Ok. A doua întrebare, de la Adina Miha, este: ce limbaje de programare se folosesc pentru un job în IT? Și răspunsul de aici este, de fapt, e mai ușor de dat fiindcă am trecut prin toate limbajele de programare mai nou. Deci, limbajul cel mai popular de programare este JavaScript. JS. Pentru că cu el se fac toate aplicațiile care sunt livrate pe internet. Adică nu poate să existe nici Netflix, nici Facebook, nici Instagram fără JavaScript. Un alt limbaj de programare care este foarte popular este Python. Limbajul Python este foarte popular pentru că este folosit foarte mult în analiză numerică de date. Deci, drept urmare, dacă lucrezi la Netflix și vrei să vezi ce filme trebuie să recomanzi, sau dacă lucrezi la Facebook și vrei să faci niște analize să vezi cam ce trebuie să recomanzi să fie pe newsfeed-ul oamenilor, atunci cel mai probabil folosești Python. Evident, să nu uităm pe prietenul nostru C++, care este folosit în dezvoltarea de jocuri, în dezvoltarea de browsere și în limbaje de programare și în programare care este foarte apropiată de
de sistem. Adică aici, de exemplu, dacă vreți să lucrați vreodată la Continental în Timișoara sau nu știu, de fapt, cred că sunt în Timișoara, ei folosesc cel mai probabil C++ ca să facă software pentru Mercedes și BMW, sistemul de infotainment, din câte știu, este făcut acolo. Deci, și iarăși să nu uit, Java, C#, și ele sunt acolo. Dar limbajele de programare moderne. Și, dar dacă întrebarea este, are ca substrat, merită să învățăm C++, răspunsul este da, merită. Pentru că, de fapt, conceptele din jurul lui C++ sunt aplicate la toate. Ok, Sonia spune, din experiența ta, cât de important este să ai o facultate în domeniu pentru a asimila sau poți să asimilezi pe cont propriu? O să o pun și pe și această întrebare pe ecranul mare. Trebuie să stau puțin și să dau niște enter-uri ca să nu apară un rând foarte lung. Ok. Cât este de important să ai o facultate în domeniu? Răspunsul este... depinde foarte mult. Deci, majoritatea oamenilor cu care am lucrat în IT nu au o facultate în domeniu și sunt foarte buni. Deci, diferența între cei foarte buni și cei excepționali este dată, în general, de cunoașterea elementelor de bază pe care în facultate o înveți pentru că trebuie și dai examen. Altfel poți să înveți și pe cont propriu. Adică nu te oprește nimeni să te duci și să iei toate cărțile de algoritmică și de computer science și să le înveți. Deci nu e nevoie de facultate ca să faci asta, pentru că n-ai nevoie nici de toată matematica care este învățată în facultățile de calculatoare, nici de toată fizica. Dar sigur, dacă ești într-un cadru în care asta trebuie să faci toată ziua, asta faci. Adică e ca diferența între a vedea un film la televizor și a vedea un film la cinema. Aș zice un film de artă. Adică dacă este un film ceva mai greu la televizor și nu-ți place, te oprești în câteva minute sau după 10 minute spui ok, îl opresc. Dar dacă ești la cinema, stai și îl vezi. Și îți dai seama, poate a fost bun. Și de fapt îți dai seama a doua și a treia zi că da, a fost interesant. Cam așa s-a întâmplat și la mine cu facultatea. Adică povestea facultății mele este destul de interesantă și cred că destul de comună. Am învățat foarte multe lucruri de care n-aveam nevoie și am simțit lucrul ăsta și drept urmare în anul 3 din 5, când am făcut eu facultatea, să făceau 5 ani de programare. M-am dus și m-am angajat că am zis că măcar învăț și mai au și bani, învăț lucruri reale, pentru că nu simțeam că la școală învăț ceva. În schimb, pe măsură ce au trecut ani, mi-am dat seama că, de fapt, fundamentele pe care le-am luat de la facultate au fost bune. Și aș extinde asta și la liceu. Deci, înțelege altfel. Adică, atunci când trebuie să iei o decizie legată de cum să faci o anumită bucată de program, îți dai seama, nu, stai puțin, că, de fapt, acest algoritm este prost sau ar trebui să declar variabila în altă parte. Deci, sunt mici decizii care, cum spuneam, fac diferența între cei care sunt foarte buni și cei care sunt excepționali. Deci aș zice că nu este obligatorie, dar dar ajută sigur. Și poate fi compensată prin studiu individual. Și ce mai este foarte bine acum este că, de fapt, sunt foarte multe resurse pentru studiu individual bune. Eu am început să le mai strâng pregătind sesiunile astea. Și am văzut că, de fapt, YouTube are destul de multe tutoriale foarte practice, respectiv sunt facultăți care și-au pus cursurile online. Și facultăți, mă refer la MIT și la Stanford, adică cele care sunt cele mai bune din lume, nu numai din state. Ok. O întrebare tot din public este... pentru a continua informatica în România sau în afară, ce facultăți ai recomanda? Nu știu să spun facultățile din afară. Evident, MIT și Stanford sunt foarte, foarte bune, dar nici nu știu cum se poate ajunge acolo și cred că... De răspunsul, n-am idee de străinătate. Aici, probabil, recomandările altora și căutările pe Google sunt mult mai bune. În...
în România sunt, în București le știu, în afara Bucureștiului mai puțin. Sunt trei pe care le țin minte foarte bine. Era una AS, la AS era Cibernetica, deci nu în ordinea neapărat a preferințelor. Alta este Mate Info de la Universitate și a treia este Politehnica. Politehnica are, de fapt, două facultăți care fac computere. De că foarte mulți dintre cei pe care știu de succes cu cariere în calculatoare sunt fie de la electronică, fie de la automatică și calculatoare. Eu am făcut calculatoare de la automatică și calculatoare, dar n-aș zice că e o diferență față de automatică și respectiv față de electronică. Am preferat Politehnica pentru că are o abordare ceva mai fizică a calculatoarelor, ca să spun. Adică am văzut că la Mate Info, la universitate, se concentrează foarte, foarte mult pe modele matematice, ceea ce e fain, dar pe de altă parte mie mi-a plăcut foarte mult la Politehnică că am abordat calculatoarele nu numai din punct de vedere al software-ului. Am învățat și fizică, am învățat și niște tranzistoare pe care le-am urât și am picat examenele, evident, dar până la urmă mi-a mai rămas acolo în cap și măcar știu cum, adică am idee și aș putea să-mi dau seama cam cum circulă curentul într-un computer atunci când scriu un program. Deci Politehnica e un pariu bun pentru facultate din București, dacă asta era întrebarea, nu pariu, nu știu, m-aș mai interesa să văd care este totuși situația după 20 de ani, sau cât ar fi fost mai puțin de 20, dar oricum, nu știu cum au mai evoluat lucrurile. Eu m-am dus la 19 ani, înainte să dau la facultate, am luat trenul din Pitești și m-am dus la Politehnică și am bătut la ușă la decan și l-am rugat să-mi dea niște materiale și să-mi spună dacă merită să vin la facultate. Și l-am găsit și găsit. Asta a fost o chestie foarte ciudată. Și culmea, și era și secretar acolo. Nu știu acum care mai este situația, dar secretarele de la cancelare și la decan erau de fapt cerberii. Și de persoane de care mi-era mai frică decât de profesori. Deci, scuze că nu pot să răspund foarte bine la capitolul de educație formală de calculatoare. M-aș uita și aș vorbi și cu alții, să vedem ce fac. Deci, generația mea a fost ok, chiar dacă nu suntem neapărat foarte mulțumiți de ce s-a întâmplat în facultate, efectiv. Adică, din 5 ani cât am făcut, primii 2 ani au fost de matematică și de fizică și că erau doar din 14 cursuri sau nu știu câte am avut, doar 1 sau 2 erau de programare. Din anul 3 încolo lucrurile s-au evoluat și am făcut baze de date, am făcut compilatoare și toate cele, deci fine. Ok, întrebarea de la Paul este... Ce știe un programator absolvent de computer science în plus față de un programator care a învățat numai pe cont propriu din experiență? Răspunsul este depinde foarte mult de ce a învățat programatorul pe cont propriu și din experiență. Dar ce pot să spun este că la facultate ești îndopat cu foarte multă teoria algoritmilor. Și ți se spune, uite, dacă pui variabilele acolo, dacă le faci să anumite bucle, așa, atunci programul tău, în loc să se execute proporțional cu timpul, se execută proporțional cu pătratul timpului. Drept urmare, în loc să o problemă care are de 10 ori mai multe numere, se execută de 1000 de ori mai greu. Oh, nu, asta e rău. Și este ca experiența de cum ziceam, între a vedea un film de artă la cinema. Când zic film de armă, mă refer la un film ceva mai greu de înghițit, să zicem, și unul la televizor. Adică e mult mai ușor să renunți la televizor și la fel și când ești pe cont propriu. Deci când ești pe propriu... Aș face de fapt o diferență poate între muzica învățată la conservator și muzica învățată din experiență. Și... Aici poți să spui despre că sunt foarte mulți muzicieni fără studii de specialitate, dar cred că muzicienii excepționali, cum ziceam, fie au studiat ce se studia la conservator, fie au făcut conservatorul și au studiat pentru că au trebuit să treacă examenul. Cred că mai am o întrebare. Cu ce putem corela în viața de zi cu zi vector și pointer? Ok, asta este o întrebare...
care îmi place, nu-mi dau seama cum pot, cum pot să-i răspund atât de repede, foarte repede. Deci, Vector, hai să povestim puțin și cred că va trebui să-mi reconectez iPad-ul. Și cred că am primit o întrebare legată de ce program folosesc la iPad. O să vă arăt imediat pentru că oricum trebuie să trec printr-un program care pornește captura de ecran ca să poată să o trimite pe rețea până la computer. Okay. Este vorba despre acest program numit Notability. Sunt două programe foarte bune de notițe pe iPad. Unul se cheamă Notability, asta, și altul se numește GoodNotes. Profit de timpul mort un pic ca să pot să fac și în care, după cum vedeți, asta este sunt niște notițe pe care le-am luat atunci când făceam niște design, niște proiectare a unui sistem la care lucrăm acum. Deci el este GoodNotes, celălalt pe care îl folosesc acum experimental se cheamă Notability. Ambele au avantajul că pot să facă zoom foarte, foarte frumos și pot să exporte în PDF și pot să citească un PDF peste care pot să scriu. Și drept urmare sunt foarte bune pentru că eu sunt încă din generația care gândește mai mult cu creionul, dar l-am făcut un creion virtual, măcar. Ok, deci avem o întrebare legată de vector și pointer. Haideți să încerc, deși am doar 6 minute. Pentru Adina, ce pot să spun este că vom avea lecții separate de vector și de pointer. Asta e partea bună. Și atunci voi încerca să dau foarte, foarte multe exemple de unde putem să-i folosim zi de zi. Deci, vectorii s-ar putea să fi dat de ei la fizică într-a a noua sau mai devreme. Dacă nu sunteți încă într-a a noua și mai devreme, este de fapt un vector la fizică o să-l găsiți sub forma unei valori duale. Adică, și de fapt aici cel mai interesant este dacă aveți de găsit o comoară pe o linie, și vă zice cineva, dacă vreți să-i spuneți undeva cuiva unde ați îngropat o comoară pe o linie și ziceți acum suntem la 0, pot să mergi ca să găsească o comoară care este, să zicem, aici, nu știu să-i fac, să găsesc aurii, aici este comoara cu bani. E suficient să-i dați un singur număr și îi spui, mergi 25 de pași. Și la 25 găsești comoara. Dacă ar fi comoara pusă pe o linie. Dacă această comoară, în loc să fie pusă pe o linie, este pusă pe o insulă, să zicem, care este o insulă plană, ai nevoie de mai mulți, de mai mult decât o singură cifră. Pentru că dacă îi spui că este la 25, de fapt, va trebui să caute peste tot pe unde sunt 25. Adică toate aceste puncte aici au 25 de pași față de 0. Sau, mă rog, dacă vreți, pot să fie 25 că pe un cerc. Dar ideea este că nu mai este suficient să ai un singur număr. Ai nevoie ca să găsești pe o insulă plată, ai nevoie de două numere. Și drept urmare, îi dai două numere și îi spui 25 și 10. Și în momentul ăsta, prietenul vostru care vrea să găsească comora, știe că merge 25 de pași, după care face stânga și mai merge 25 de pași. Sau de respectiv, dacă știe ceva mai multe matematică, știe să meargă așa. Și de fapt, un vector este această săgeată, dacă vreți. Este un vector, se cheamă vector, orice valoare care are mai mult de o cifră. Adică cele care se cheamă cu o singură cifră se numesc scalari. Adică 25 este un scalar, e un număr. Dar în momentul când ai nevoie de perechi, și sunt și perechi ordonate, adică asta este 25 și 10, care este evident diferit de 10-25, că dacă era la 10-25, nu te duci la comoară și o găsești în altă parte. Nu e unde trebuie. Asta este 10-25. Deci nu numai că sunt două numere, dar sunt și două numere într-o anumită parte.
Și răspunsuri la ce se, unde se folosesc vectorii în viața reală, în multe locuri. De exemplu, pe Google Maps, unde ai coordonate. Dacă mergeți să vedeți în Google Maps, mă rog, nu mai mergem să vedem în Google Maps, dar o să vedeți acolo latitudine și longitudine. Asta este un vector. Îl veți găsi la fizică sub formă de viteză, unde viteza, evident, este, dacă este într-un plan, are nevoie de două numere. Ce aș vrea să mai spun aici este că, de fapt, dacă comoara s-ar fi aflat undeva și îngropată, ar mai fi trebuit să-i mai dați și dimensiunea decât să meargă în jos. Deci trebuia să mai adăugăm încă o dimensiune acestui vector. Asta se numesc și dimensiuni câteodată. Deci 20, 10, 2 metri, dacă avem vector. Și asta se cheamă vector 2D versus vector 3D. Și ideea de vector poate fi extinsă la oricât de multe numere, dar în general se folosește fie cu două numere, fie cu trei numere. Deci, sisteme de coordonate, viteze, ok, nu mai zic de matematică cu numere complexe, că și numerele complexe sunt tot vectori. Sunt multe. Când programezi jocuri, ai nevoie de transformări și de care funcționează foarte mult cu vectori. Deci, vectorii sunt foarte, foarte utili în programare și îi folosim în zi de zi. O extensie a vectorilor, o să vedeți că sunt matricile sau arrays. Și acolo, de exemplu, apar alte aplicații în viața reală, cum ar fi de exemplu, lista de colegi, unde poți să-i zici Ana, Paul, Adina, Sonia. Este o listă pe care o listă de prieteni care poate să fie care trebuie să fie câteodată ordonată, dacă vrei să-ți faci traseul, de exemplu, pe unde treci astăzi ca să-i vizitezi pe toți. Sau respectiv poate să fie o mulțime care nu prea mai e vector, dar asta e altă poveste. Deci asta este ideea de vector și care, evident, pentru că are un nume foarte science fiction, vector îi sperie pe mulți. Or, vector de fapt este doar o pereche de două numere și asta e tot. Sau poate să fie și de mai multe, dar în principiu începem de la două numere. Deci e o pereche de un numere grupate. Așa, mi-am dat seama că Twitch a crezut că fapt este un cuvânt urât. Nu știu de ce, probabil a gândit în engleză. Și filtrase un mesaj al Ramonei. Ok, o altă idee și cu o altă noțiune de vocabular care sperie foarte mult pe oameni este aceea de pointer. Și încerc să-l rezolv într-un minut sau două când i s-a cam terminat timpul și aș vrea să nu ne întindem foarte mult față de ce am promis. Deci, memoria unui calculator o să vedem de ce are nevoie calculator de memorie, dar să zicem că știți deja. Dacă nu știți, o să aflați în curând. Este făcută din... Cum sunt casele dintr-un oraș. Și ai nevoie de adrese ca să știi unde să te duci. Adică, de fapt, calculatorul își ține minte anumite informații și știe, băi, dacă vreau să știu ce număr, câte vieți are jucătorul, e aici. Adică, el trebuie să țină minte calculatorul câți... unde a pus, de exemplu, trebuie să știi în joc câte vieți are jucătorul ca să știi dacă mai trăiește sau dacă să-l dai afară din joc și trebuie să ții minte undeva informația asta, să ții minte, mă rog, antropomorfizez puțin calculatorul, dar ideea este că este un loc în care este stocată această informație și o să vedeți că această informație de obicei se ține într-un loc care se numește e o idee de variabilă. Și pentru un număr întreg, o variabilă, de exemplu, are nevoie de 4 caractere și de 4 astfel de căsuțe în care sunt stocate datele. Ei, de foarte multe ori, compilatorul C de care vă povesteam, știe el sigur să se ducă și unde și-a pus el numărul de vieți. Dar câteodată vrei să știi singur. Și
Memoria, cum ziceam, este organizată ca o stradă cu multe case și este numerotată fiecare astfel de căsuță normal, adică 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. O să ajungem, deci să zicem că aici este 16, 17, 18, deci e un singur număr. Și drept urmare ai nevoie de o adresă ca să știi unde este numărul de vieți. Și pointer, deci poți să ai de exemplu, și o să vedeți în C++, o să ai de exemplu numărul de vieți, este o variabilă care este de număr, este un număr întreg, da? O să ai pointer este, de fapt, arătătorul care îi spune calculatorului, vezi că dacă vrei numărul de vieți, e acolo, la adresa aia. Și o să vedem care sunt aplicațiile din viața reală. Este legat, în principal, sunt legate de accesul la date care sunt într-o mulțime sau atunci când avem de alocat într-o memorie care nu este foarte, foarte la îndemână. E foarte bun pentru că, în loc să ții minte efectiv ce este într-o carte. Deci gândiți-vă, de fapt, un exemplu bun. Între conținut, deci o carte, cartea este conținut și un pointer este pe ce raft se află. Adică poți să spui, nu știu, război și pace. Cartea. Să o și facem carte. Deci aia este conținutul. Dar pe de altă parte, dacă poți să te referi la ea și la cartea din astea sunt e o bibliotecă cu multe multe rafturi și este raftul 42 a 5-a carte. Deci dacă spui raftul 42 a 5-a carte, este un pointer. Dacă spui război și și pace, atunci este cartea care se află la adresa 40 raftul 42 a 5-a carte. Deci nu este o mare nu e nimic super complicat sau super științific. Un pointer este de fapt o adresă, la fel cum este, nu știu, strada Speranței numărul 14 parter. Deci așa este un pointer pentru stradă, la fel este și un pointer, este o variabilă care duce undeva în memorie. Și cum ziceam, este folosită pentru a face lucruri mult mai complicate, simple. Adică, de exemplu, atunci când ai de... Îi cer calculatorului, mai vreau și niște memorie, te rog frumos. Câtă? Păi nu știu încă că n-am apucat să citesc toate datele. De exemplu, să zicem că ai de citit de pe internet lista oamenilor care s-au vindecat de COVID în ultimele 4 luni și nu știi încă cât sunt. Și spui, ok, pune deoparte niște memorie, nu știu încă cât este. Că o să pun acolo niște lucruri și drept urmare nu ai încă cărțile și el îți dă înapoi raftul 42 și zice ok, când îți vin pune-le la raftul 42 că ți-am rezervat acolo ceva, la asta se folosesc pointerii. Deci cum ziceam, este o complicație, am citit aplicația de asta, nu e lucru foarte complicat, o să înțelegeți mult mai bine atunci când veți vedea cod și exemple care folosesc pointer. Și este unul dintre conceptele importante ale limbajului și cred că am văzut că se dă un pic și la BAC din el. M-am uitat un pic peste niște subiecte la BAC. Nu mai știu dacă era o impresie sau nu. Le-am pe undeva pe aici în PDF. Expert. Parcă văzuse niște steluțe. Nu. Nu se da. Deci... din cel puțin în 2019 n-ați fi avut nevoie de pointer, cred că, la BAC, dar ar fi fost păcat dacă nu i-ați fi înțeles, pentru că, de fapt, chiar dacă s-au considerat că sunt mult prea complicați pentru a fi folosiți de către programatorii normali, și de asta, de exemplu, în Java, practic, nu prea mai sunt pointeri. Sunt, dar sunt ascunși. Deci i-au ascuns
ceea ce într-un fel a simplificat lucrurile, dar în alt fel le-a făcut evident mult mai puțin flexibile. Și de asta o să, dacă învățați JavaScript, sau o să vedeți că sunt anumite lucruri de care sunteți foarte surprinși dacă nu știți ce sunt aceia pointer. Și respectiv ziceți, a, da, avea dreptate dacă nu, dacă știți ce sunt. Adică pentru cei care ați făcut JavaScript până acum, de fapt, structurile de date obiect și structurile de date matrice, array și object, sunt pointer. Și de asta, de exemplu, chiar dacă zici, a, vreau să creez o altă variabilă numită B, care să fie egală cu așa, este o matrice, de fapt ele sunt aceeași chestie, că de fapt au aceeași adresă. Ok, cam asta. Îmi pare foarte rău că se pare conexiunea n-a fost foarte bună. Am primit mesaje și mulțumesc lui Paul că mi-a spus atunci când au fost probleme, ca măcar să mă opresc și să mă asigur că cel puțin lucrurile pe care pot eu să le fac sunt ok. Deci, astăzi am vorbit despre un pic de istoria limbajelor de programare și am povestit despre care sunt diversele stadii în care s-au născut ele, adică dar mai întâi codul mașină, cel care nu poate fi înțeles de oameni decât foarte, foarte greu, apoi asamblare, apoi C, apoi C++, orientare pe obiecte, orientat pe obiecte, limbaje compilate față de limbaje interpretate, apoi am spus care sunt limbajele de programare populare și cred că am văzut o observație de la cineva care era foarte bună. Legată de programatori și ce se poate face cu ele. Ok, trebuie să o regăsesc. Am aflat puțin despre ce este un vector, adică este, în loc să fie un număr, e o pereche sau o pereche cu mai multe numere, un triplu sau un sextuplu sau un docat, de multe, mai multe numere. Și întrebarea, ok, am mai primit între timp două întrebări. Nu uitați, apropo, și asta ar fi trebuit să spun data trecută, între momentul în care văd și scrieți voi, eu văd imediat după ce scrieți chat, răspund imediat, dar din momentul în care eu vorbesc și voi auziți, s-ar putea să treacă câteodată și câte 30 sau 40 de secunde. Ok, o întrebare scurtă de la Adina. Variabilele nu sunt stocate la adrese de memorie? Răspunsul este da. Dar modul la care te adresezi, adică atunci când scrii programe, fie zici, vreau variabila asta, vreau variabila asta, deci toate variabilele sunt stocate undeva la în adresă de memorie. Veți vedea că în C sunt două feluri de memorie. Este memoria stivă și memoria grămadă, nu știu cum se spune. Le știu în engleză. Este stack și heap. Deci memoria stivă, care este foarte aproape și este foarte ușor de luat, de accesat și rapid, pentru că este acolo cu tine, dar e mică, adică are 1 MB sau 2 MB. Dacă vrei mai mult, trebuie să te duci în stivă. Așa, și mai este o întrebare cu care cred că vom și termina. Este legată de microcontrolere. Sunt noțiunile de programare de microcontrolere în Python mai importante sau mai apreciate de potențiale angajatori față de programarea complet digitală, cum ar fi JavaScript? Ideea este că dacă ai învățat să programezi microcontrolere și îți place să programezi microcontrolere, nu te duce să iei un job la cineva care face JavaScript. Pentru că aveam planificat și poate data viitoare să vorbim mai mult despre meseriile de JavaScript și angajator și ce poți să faci. E la fel ca la medicină. Adică sunt medici cărora le place neurochirurgia și le place să lucreze cu creier și cu toate cele. Sunt alți doctori cărora le place să fie generaliști. Sunt alții care sunt pasionați de cardiologie.
și alții care sunt pasionați de cercetarea în cancer. Ori e în funcție de pasiunile pe care le au, își găsesc și clinicile sau departamentele din spitale unde să lucreze. Deci, răspunsul la întrebarea dacă sunt noțiunile de programare de microcontrolere în Python mai importante, depinde foarte mult de angajator. Sigur, pe mine m-ar impresiona, dar aș întreba, ok, dar dacă trebuie să lucrezi în JavaScript, în primul rând știi, și în al doilea rând, ți-ar plăcea? Adică mă gândesc că dacă pasiunea și de ce te ține treaz noaptea este să poți să faci aplicații care să aibă legătură cu microcontrolere din lumea reală și astfel de lucruri, atunci s-ar putea programarea web să nu ți se pară neapărat cel mai bun lucru. Cu toate că este excelentă și mi-am dedicat și îmi dedic foarte mult efort din acestei zone. Nu înseamnă neapărat că e mai rea, dar sau mai bună. E pur și simplu o preferință, la fel cum ziceam, că este cardiologia sau cercetarea în cancer. Ok, cam atât pentru astăzi. Mă bucur foarte mult că n-am apucat să trebuie, n-a trebuit să trec prin listă. Pregătisem și niște Minecraft, poate rezervăm un sfert de oră sau jumătate de oră într-una dintre dățile viitoare. Pentru vineri am pregătit, nu neapărat o surpriză, unul dintre colegii cu care lucrăm în această vară și care este încă la un liceu din București, este în clasa 12, a acceptat să fie invitatul meu vineri. O să vă dea chiar el mai multe detalii vineri de la 7. Cu asta vă mulțumesc foarte mult, sper că a fost o sesiune utilă pentru toată lumea și pe vineri. La revedere!